Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit. Am revenit marți, după cum vă și spuneam, am luat o mică pauză, însă sunt în această seară alături de dumneavoastră. Alături de mine, oameni care vă vor explica mai multe despre grupurile de acțiune locale și vorbesc în această seară alături de domnul Dragomir Eusebiu, coordonator și reprezentant legal pentru GAL Valea Buzăului. Bună seara! Bună seara! Domnul Mircică Constantin, managerul GAL-ului. Bună seara! Și alături de mine, pentru prima oară, Marilena Dinu, care face parte de curând din echipa TV Buzău și care va aduce dumneavoastră informații cu privire la agricultură, la proiecte europene, la economie, și am considerat că aceasta este emisiunea potrivită în care să fie alături de mine. Marilena, mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos și eu pentru invitație. Bună seara și invitațiilor noștri! În această seară, domnilor și domnilor, după cum vă și spuneam încă de la început, trebuie să ne lămurim puțin cu privire la galuri. Se tot aude despre galuri, diferite reclame, se vorbește despre proiecte și poate nu toți au ajuns să aibă cea mai bună informație despre galuri. Domnul Dragomir, cu siguranță sunteți cel mai îndreptățit să povestiți despre galuri. Ce sunt galurile? Da, galurile sunt grupuri de acțiune locală. Sunt niște parteneriate publice-private, ONG-uri, în definitiv sunt niște ONG-uri. De exemplu, grupul de acțiune locală Valea Buzăului are în componență 32 de membri, dintre care 10 primării, 10 comune, avem 14 firme private, 3 asociații non-guvernamentale, și onorific avem Agenția pentru Protecția Mediului Buzău. Această asociație acoperă un teritoriu identificat cu numele Valea Buzăului, din care fac parte 10 localități, Viperești, Zău, Calvin, Cătina, Pănătău Colți, Pătârlagele, Urateghi și Siriu, și avem o localitate, Lapoș, din Prahova. Ce doresc aceste galuri, aceste, să spunem, parteneriate publice-private? Susțin aceste galuri, susțin dezvoltare locală în teritoriu. Această dezvoltare locală este acoperită de un plan de dezvoltare locală, deci noi ne-am înființat din anul, și funcționăm din anul 2012, ianuarie 2012, în baza unui plan sau o strategie de dezvoltare locală. Această strategie am elaborat-o pe o măsură din PNDR 4311, deci am avut finanțare europeană. Prima dată am constituit parteneriatul public-privat, am obținut la judecătoria Pătârlagele, am obținut personalitatea juridică și după aceea am început să funcționăm, deci în anul 2012. Exact asta am vrut să vă întreb, cât de greu a fost să puneți pe picioare acest gal, pentru că sunt o mulțime de norme ce trebuie să îndeplinite și cu siguranță nu a fost simplu deloc, după cum spuneți și noastră. Au trebuit întrunite destule condiții. Da, da, nu a fost ușor. Ideea de galuri a pornit din anul 2006 în România. S-au ocupat consiliile județene la început. Au conturat primele teritorii. După aceea, în 2007, la Vatra Dornei, s-au organizat niște cursuri de perfecționare pe axa lider, vorbim de axa 4 lider, galurile sunt înființate pe axa 4 liber, 4-3-1-1 și pe 4-3-1-2, funcționare. Am fost 6 buzoieni și pot să spun cu bucurie că activăm, în afară de unul, din cei 6 suntem 5 care activăm în galurile din județul, există 5 galuri în județul Buzău. Deci nu se putea constitui un gal dacă nu exista o persoană care nu avea cursul pe axa lider. Erau teritoriile conturate de consiliile județene de atunci, dar vorbim de galul nostru. Noi funcționam, noi eram organizați la început, pe primele contururi, în 6-7 localități. Exista schițat un gal, se numea Gal Buzău Nord,
era Nehoiu, Siriu și Guratei. În 2007-2008 a avut loc o, cum să vă spun, o reașezare a acestor teritorii. Existau anumite condiții ca să existe aceste galuri. Trebuia să existe un anumit teritoriu, o anumită populație ca să putem fi galuri. Și îmi pare rău, dar Gurateghii și Siriu au plecat de la Buzău Nord, au venit la noi, galul alea Buzăului. Nu puteam să introducem în teritoriul nostru două orașe. Era vorba despre Pătărlagele și Nehoiu, deci nu puteam să depășim populația urbană în 25%. Și în această condiții, dacă ne-au pus această, au fost puse aceste condiții, am fost obligați să renunțăm la un oraș, am renunțat la Nehoiu și am luat Pătărlagele pentru că avea o populație mai mică. Așadar, s-a stabilit un traseu, practic, să-i deci spun așa? S-au conturat, existau la un moment dat mai multe galuri conturate, dar vedeți, trebuiau niște animatori, că așa ne numeam la început, cei să animeze teritoriile, să umble în teritoriu, să caute, să convingă primarii să adere la acest grup de acțiune locală. Deci, în anii aceia, 2007-2008, nu știa nimeni ce înseamnă gal, ce poate face un gal și... Exact, care este potențialul unui astfel de proiect. Cum s-a stabilit echipa alături de care lucrați în acest moment și l-aveți alături de noastră pe managerul Mircica Constantin și cu siguranță e nevoie de ceva înțelegere între oamenii care participă la aceste proiecte. Da, vă spun foarte sincer... Deci, zâmbiți, presim că o să fie ușor amuzant, deci, așa. Nu, vreau să vă spun că mi-aduc aminte când mi-a spus această întrebare. Cred că era 97, anul 1997 sau 96, când eram amândoi, eu eram în spatele lui, el din Pătărlagele, eu din Cizlău, eram suplinitori, urmam facultatea de geografie la fără frecvență, atât dumnealui cât și eu. Și ne-am împrietenit din... Așadar, cunoștință veche, știind unul despre celălalt ce potențial are. Ca o completare pentru cei de acasă, pentru că trebuie să fac lucrul ăsta. Mulțumesc pentru cei 4 ani de geografie pe care i-am învățat cu mare drag și pentru o notă mare obținută la BAC datorită dumneavoastră. Spun celor de acasă că domnul Mircică mi-a fost profesor de geografie 4 ani în liceu și am apreciat. Spuneam astăzi că îmi cer scuze pentru toate trăznăile pe care le-am făcut în liceu și cu o mare bunătate a spus ce trăznăi, nu mi-am să fi făcut nicio... Eu și colegii mei ne amintim. Revenind la partea serioasă, dumneavoastră, cum ați primit propunerea de a vă alătura galului? Domnul Dragomir, așa cum a spus, mă cunoștea de ceva vreme, având și o experiență ca ONG-ist și derulând o serie de proiecte, m-a cooptat în echipa dânsului și așa am început. Suntem practic din 2008-2009, când am început să lucrăm pentru măsura... Prima echipă de formarea galului. Pe măsura 4311, instituționalizarea ca și ca personalitate juridică a acestei asociații, pe care în 2012, deci au urmat pași, a fost acel prim proiect pe măsura 4311. Bine, ar trebui să evităm cât de mult aceste cifre, pentru că cu siguranță... Da, cu siguranță și pe mine mă zăpăcesc și pe cei de acasă. Durează ceva până te obișnuiești și îți dai seama fiecare măsură ce presupune și ce înseamnă mai exact. 4311 era înființarea grupurilor de acțiune locală, 4311 era și 4312 funcționarea lor. Am deci înțeles. Doi pași logici așadar. Da. Și funcționam de la începutul lunii ianuarie 2012. Practic, în prima etapă a fost dezvoltat un program de dezvoltare local. O strategie de dezvoltare local, prin care ne propuneam să dezvoltăm, să creștem satul românesc, teritoriul galului respectiv, prin implementarea unor măsuri. Potențialii beneficiari trebuiau să vină în
cadrul apelurilor lansate cu proiecte, să dezvolte proiecte în cadrul mai multor măsuri. Și vom vorbi despre, pe parcursul acestei emisiuni. Exact, aceste... o să dezvoltăm, să vedem care au fost primele măsuri, cât de receptiv a fost lumea la măsurile respective, câte ce proiecte s-au aprobat. Acum? Exact, pentru că până la urmă vorbim de 2 ani de zile, aproape 2 ani de zile, de când dumneavoastră tot vă ocupați de astfel de proiecte și se văd lucruri care răsar în urma acestor proiecte în comunitățile locale. Până la urmă vorbim de o dezvoltare locală. În anumite comunități este loc de mai bine, ca peste tot. Și atunci aceste grupuri de acțiune locală vin în sprijinul acestui bine ce se poate face cu niște bănuți frumoși sau o parte din bănuți veniți după ce întocmești toți pașii dintr-un proiect. Cum a fost la început? Ați început să funcționați? Care au fost primele proiecte depuse? Care au fost primele măsuri care s-au derulat? Cum a fost? Suntem deja la al 7-lea apel. Avem acum lansat al 7-lea apel. Avem 3 măsuri deschise și vom discuta și despre aceste măsuri. Însă până atunci, evident că n-a fost ușor. Am avut în cadrul primului apel un proiect depus, o agropensiune pe măsura 313, încurajarea activităților turistice. A fost singurul proiect depus. Din fericire, pentru noi a fost și aprobat. Acum acel proiect se află în stadiu de implementare și deja a fost o cerere de plată făcută de către beneficiar. A fost o doamnă din localitatea Siriu. Și deja cred că a primit peste 25.000 de euro la prima cerere de plată. Atunci măsura respectivă avea cofinanțare 30%, ulterior s-au schimbat ghidurile pe această măsură și cofinanțarea a fost mai mică, de 15%. Din fericire pentru noi, măsura asta a avut, să spunem, au fost mai multe proiecte depuse, însă în sesiunea din apelul numărul 5 au fost câteva proiecte, 2 proiecte neconforme, un proiect neeligibil, au fost redepuse, sunt în evaluare la GAL Valea Buzăului. Pentru că există o etapă spre deosebire de o etapă intermediară spre deosebire de apelul național. Proiectele se depun la GAL, există o evaluare la GAL, conformitate, eligibilitate și selecție, după care acestea merg la Oficiul Județean Buzău, o parte rămân aici, cele care nu au construcții montaj, cele care au construcții montaj, eligibilitatea se realizează la Constanța. Au urmat, evident, în 2012, în 2013, noi apeluri de selecție, unele măsuri n-au fost receptive, pentru că spre exemplu, măsura 1.2.1, modernizarea exploatațiilor agricole, pe care noi am avut-o și o avem în continuare în strategia de dezvoltare locală, presupune o cofinanțare destul de mare din partea beneficiarilor. Adică, dacă se află într-o zonă defavorizată și dacă este tânăr sub 40 de ani, atunci cofinanțarea asta merge undeva până la minim 40%, ceea ce evident că nu este o măsură atractivă. Ulterior am realizat că trebuie să realocăm banii, cam toate galurile din România fac lucrul ăsta și deja avem aprobate 2 modificări de strategie locală. La ultima modificare de strategie locală am și implementat, am introdus o măsură nouă, măsura 112, instalarea tinilor fermie. Mă pregăteam să vă întrerup. De ce? Pentru că în urmă cu ceva vreme o comisie de la București a dat așa un ocol prin Buzău pentru a vedea câteva afaceri făcute cu bani europeni, câțiva tineri care au avut curaj să se ocupe de afaceri, printre care colega mea Marilena a cunoscut și tineri care au avut curaj să investească și să facă modernizări la diferite ferme, să înființeze și așa mai departe. Și atunci am văzut că oameni la 30 de ani cu mult curaj și cu multă ambiție și cu proiecte foarte bine realizate pot face diferite afaceri. Mă întorc la colega Marilena și o rog să-mi spună cum mi s-a părut afacerea unui tânăr care a avut curajul de a face pasul ăsta? Pentru că, așa cum spunea domnul Mircică, nu e lesne de obținut o sumă frumușică pentru a face un astfel de business. Într-adevăr, în martie, când a avut loc această campanie, am mers și am vizitat 10 proiecte de succes. Am cuprins așa mai multe zone din
din județ. Tinerii s-au aventurat și au câștigat, dacă pot spune așa, au investit bani în ferme de animale, în și acești oameni, acești tineri, în general, au avut, pentru că era nevoie de acea cofinanțare, de acea parte cu care ei trebuia să vină, au avut curaj și au accesat credite, pentru că majoritatea dintre ei au susținut că nu aveau acei bănuți, că, într-adevăr, banii veniți de la Uniunea Europeană a fost un suport foarte binevenit, fără de care nu puteau ajunge la un asemenea nivel în afacerea pe care o aveau, dar foarte greu a fost atunci când au fost nevoiți să vină cu bani de acasă. Exact. Despre asta este vorba până la urmă. Faptul că se alocă o parte din sumă, dar o sumă la fel de consistentă trebuie să o ai în buzunar dacă vrei să faci treaba asta și dacă vrei să te aventurezi într-un astfel de proiect. Pe zona dumneavoastră, pe Valea Buzăului, această măsură, spuneți că nu a prins totuși atât de bine pentru tineri fermieri cu curaj. Nu, era vorba despre măsura 1-2-1, modernizarea exploatației agricole, care era cu cofinanțare. Deci această măsură, chiar nu am mers, nu am avut niciun proiect depus pe această măsură, dar avem semnale, acum la al șaptelea apel, pe măsura 112, instalarea tinerilor fermieri, care este o măsură fără cofinanțare zero, deci 100% nerambursabilă. Cel puțin 12 tineri au venit la sediul nostru, de la Valea Buzăului, și cu actele, au venit cu actele după ei și cam 10 dintre ei sunt potențial beneficiari pentru această măsură. Și să reau puțin ideea noastră de dinainte cu cât de greu sau cât de ușor este să accesezi. Da, e cu duș întors, un proiect. Nu, la prima vedere poate fi privită cu la prima vedere pare ceva foarte complicat sau ceva foarte greu de îndeplinit toate cerințele respective. Nu. Cu puțină, cum se spune, entuziasm și cu puțină bunăvoință se poate realiza. Cei care vor să depună proiecte, să facă proiecte în teritoriul nostru, Gal Valea Buzăului, să vină la noi. Avem câteva idei, deci putem să dăm și anumite idei. Ei puteți susține pe cei care vor să se implice și cu o idee de proiect. Până la urmă, trebuie să fie entuziaști și cu ambiție și cu ceva timp liber să se ocupe. Zilele astea s-au prelindat foarte mulți tineri. Noi avem un tabel pentru calcularea UDE-ului, Unităților de Dimensiune Economică, și am îndrumat unde să ducă la API, să-și facă toate actele. Problema, ca să revin la proiect, în primul rând trebuie să ai un consultant foarte bun care să scrie proiect. Deci pe orice măsură trebuie să ai un consultant care scrie proiectul, că să scrie foarte bine. Proiectul, dacă îndeplinește la un dat toate criteriile, fișa de conformitate, eligibilitate, la noi ia primul punctaj, de fapt noi îl dăm punctaj, nu îl mai dă nimeni. Cum spunea și colegul la Buzău, se reia conformitatea și eligibilitatea dacă nu are construcții, dacă nu la Constanța. Dar după aceea, deci să spunem că proiectul este foarte bun, chiar dacă ia 25 de puncte la noi, deci dacă sunt bani pe măsura respectivă, la apelul respectiv, deci este potențial, deci poate să beneficieze de acest proiect, să semneze contract. Mai departe, contractul se semnează la Constanța, orice act adițional se semnează la Constanța, la centrul regional. Mai departe, dacă are un consultant bun, trebuie să-l ajute și la implementarea proiectului. Noi doar monitorizăm implementarea din anul următor. 2015 o să urmărim implementarea proiectului respectiv. Deci consultantul trebuie să-l ajute, de exemplu, nu e ușor să întocmești o cerere de plată. Trebuie foarte multe documente. Așadar, noastră vă ocupați în principiu de monitorizarea proiectelor respective, de punerea lor în practică, tot ce ține de realizarea propriu-zisă a unui proiect de implementare, aparține celui care inițiatorul. Noi răspundem de ele. Deci care este dependent, între ghilimele, de un consultant foarte bun. Vorbeam cu cineva de la APDRP și
Vorbeam despre cât de mult s-au înmulțit firmele de care fac astfel de proiecte. S-au înmulțit, iau o cotă parte din valoarea proiectului, care poate merge până la 10-15%, așadar cel care depune un astfel de proiect trebuie să aibă ceva bani în buzunar să plătească și firma respectivă și nu întotdeauna are certitudinea că se va întruni punctajul cât să treacă proiectul mai departe. Deci, și la noi la GAL nu era o problemă cu punctaj. La nivel național, într-adevăr, este o problemă că la un moment dat, pe fiecare sesiune de lansare a unui apel de selecție a proiectelor, se alocă o sumă de bani. Deci ea nu poate fi depășită, suma respectivă. Noi la GAL, acum pe apelul 7, am lansat 500.000 de euro, deci nu putem să depășim suma aceasta. Am deci, înțeles. La nivel național era problema că la un moment dat erau proiecte cu 80 de puncte care nu primeau finanțare. Dar la GAL nu a fost problema asta. Dar a fost problema că au fost proiectele, unele proiecte au fost, nu au fost bine, așa de bine întocmite, pentru că au, mai departe au fost neeligibile și n-am avut ce să le facem. Practic trebuie să îndeplinite aceleași condiții ca la nivel național. Numai că există niște avantaje, evident, că atunci îți pui problema, dar de ce galurile de ce și să nu, mă duc acolo și nu dincolo? Și nu la nivel normal, național, de să ce mai funcționează și galurile astea? Pentru că se urmărește, există un anumit principiu, să se dezvolte comunitățile de jos în sus, să pornească de la nevoia existentă în comunitate. În comunitate. Să vii la nivel național și pe urmă, așa cum s-a văzut, de exemplu, nu știu, să luăm măsura 313, au fost foarte multe proiecte depuse pe agropensiuni într-o anumită regiune. Da? Atât. Regiunea sud-est Buzău, normal că a stat undeva în coada clasamentului, ca să zic așa. Atunci, pe fiecare teritoriu GAL există o anumită măsură pe care tu ca și inițiator, ți-ai propus-o, există o anumită sumă și există șanse ca și regiunea respectivă să se dezvolte, nu doar nord-vestul sau vestul României. Ci să se creeze o uniformizare în ceea ce privește dezvoltarea, pornind din localități, așa cum spuneai și noastră. De la nevoile din comunitatea respectivă. Exact. Și în rest, toate condițiile trebuie să îndeplinite. Adică dacă există un document care e expirat, evident că proiectul ăla nu va trece. Cu siguranță, stricteța este la fel de mare ca și la proiectele care vin depuse la nivel doar național. Doar că nu există această concurență, cum spunea și colegul meu. Nu există atât de mare concurență, pentru că dacă proiectul este bine întocmit, este depus, are trece de criteriul de conformitate și de eligibilitate, atunci sunt toate șansele să fie semnat contractul de finanțare. Sunt la nivelul, acum avem aproximativ 1 milion de euro sume contractate pe proiectele depuse în cele 6 apeluri lansate. Sumele cele mai mari sunt depuse de către primării pe măsura 322. Sunt proiecte pentru dezvoltarea comunității, spre exemplu, drumuri, pentru asfaltarea drumurilor, piețe, renovare de cămin cultural, achiziționare de buldoescavatoare pentru serviciu situații de urgență. Tocmai urmează ce este cât mai necesar pentru comunitățile respective. Luăm o mică pauză pentru că am ajuns la jumătatea ediției, însă în partea a doua vom vorbi mai pendelete despre aceste proiecte care au fost de succes pentru comunități și vedem ce este în plan și pentru 2014. Domnilor și domnilor, 2-3 minute de publicitate și ne întoarcem imediat. Doamnelor și domnilor, discutăm în continuare despre galuri, pentru că e bine să înțeleagă și cei de acasă ce înseamnă un gal și cum poate beneficia o comunitate de pe urma proiectelor înscrise într-un gal. Pentru că vorbim de proiecte și spuneam că nu e ușor de îndeplinit toți pașii din acte, trebuie să mă întorc la colega mea Marilena și pentru că tu ai stat de vorbă cu mai mulți tineri, ce li s-a părut lor cel mai greu în a accesa bănuți pentru astfel de afaceri? Da, în primul rând vreau să fac o precizare și anume caravana în care eu am participat viza proiectele depuse în urma unui apel național.
Și atunci da, sunt mici diferențe da, între exact. Cele depuse pe apel național și cele depuse în galuri. Și anume, acolo, într-adevăr, sunt bănuți mai mulți, dar ca timp de contractare este mult mai mare. Cei care depun proiecte prin galuri obțin acea finanțare mult mai rapid. Ca și probleme cu care ei s-au confruntat, într-adevăr, exact cum am menționat și un pic mai devreme, era acea cofinanțare, dar și firma de consultanță, pentru că au nevoie de consultanță și atât în ceea ce privește scrierea proiectului, dar și implementarea proiectului, pentru că trebuie să respecti niște pași. Dacă nu ai un consultant bun care să te îndrume să duci la bun sfârșit acel proiect, te poți trezi la mijlocul proiectului că cu atât mai mult nu respecti tot ceea ce trebuie. Ni se povestea faptul că s-au mulțit foarte tare aceste firme care întocmesc proiecte și care totuși nu pot asigura faptul că proiectul va trece mai departe. Exact, dar atunci când merg într-un și accesează aceste măsuri prin galuri, după cum și domnii povesteau, au această consultanță mult mai aproape, pentru că aceste galuri, cunoscând foarte bine problemele comunității și regiunii în care ei se dezvoltă, având și acea strategie de dezvoltare, atunci automat îi pot îndruma mult mai bine. Monitorizează mult mai atent. Vorbeam de îndrumare și trebuie să vă întreb ce măsuri sunt în acest moment, care este planul în acest moment, în galul dumneavoastră, în Valea Buzăului? Măsurile care sunt lansate, nu? Cele care sunt lansate. Da. Vreau să fac o clarificare înainte să precizez aceste măsuri care sunt lansate. Practic, acest gal se comportă ca o instituție, ca să spunem așa. Este, de fapt, chiar o instituție. Se depun proiectele la noi, vă spuneam pașii de mai înainte, după conformitate, eligibilitate, după ce obțin un punctaj la noi, pleacă mai departe, pe traseu. Ce e bine să potențiale beneficiari să știe că trebuie să aibă în cont banii de cofinanțare, la măsurile care sunt cu această cofinanțare. Pentru că odată la depunerea proiectului se depune un extras de cont de la bancă prin care se demonstrează suma de cofinanțare, iar ce este mai important în momentul după ce a semnat contractul și începe proiectul, trebuie să aibă banii de început. Deci, fără banii de început, nu poate să deruleze proiectul. Acestea fiind criteriile eliminatorii. Trebuie să aibă banii să cheltuie și, la un moment dat, să consultantul să ajute să elaboreze cererea de plată prin care să-și recupereze banii cheltuiți. Dacă e cu cofinanțare, de exemplu, 70-30, el dacă consumă 10.000 de euro la prima etapă a lui din proiect, înapoi se rambursează 7.000 de euro. Da. Însă nu este ușor, trebuie să recunoaștem că nu oricine poate să vină să aibă în cont 10.000 da. De euro și să spună vreau să-i pun la bătaie și după aceea o să aștept să mi se returneze. E un stres suplimentar, în mod automat se creează doar o nișă de oameni ce pot depune aceste proiecte. O anumită categorie, destul de limitată, aș zice eu, trebuie să recunoaștem că în comunitățile locale nu prea găsești tineri sau oameni care să aibă curaj să-și pună la bătaie 500 de milioane de lei vechi pe care iau în cont. Sau să vrea să facă rost de ei, pentru că până la urmă unii fac rost de acești bani prin împrumuturi bancare, care trebuie și ele acoperite lunar, cu rată și cu toate cele, girate și așa mai departe. Și deci este o întreagă tevatură legală în a reuși să te înscrii în proiectul respectiv. Vă întrebam mai devreme și mă gândeam la faptul că în funcție de aceste localități, unele proiecte, unele măsuri merg mai bine într-o parte, altele în alta. Așa cum vorbeați mai devreme de un proiect turistic la Siriu, o pensiune, că nu găseam cuvântul, ce este în curs de finalizare. Un proiect ce este în curs de realizare. Da. O zonă foarte frumoasă cu un potențial uriaș turistic și atunci cine s-a gândit să-și facă acolo agropensiune, cu siguranță a fost foarte inspirat. Dați-mi exemple de proiecte ce sunt în derulare, sunt aprobate în aceste localități. Avem primării care asfaltează, care fac analizare sau altceva? Da, sunt practic pe măsura 3.2.2, renovarea satelor.
Aici beneficiare au fost primăriile. Și domnii primari, evident că în funcție de nevoile comunității respective, au dezvoltat o serie de proiecte. Sunt contracte semnate la această dată pentru realizarea de drumuri asfaltate, pentru achiziție de buldoescavatoare pentru serviciul situației de urgență, pentru renovarea căminului, a căminilor culturale, pentru renovarea și dezvoltarea unor piețe comunale. De asemenea, în acest apel avem o sumă de aproximativ 225.000 de euro pentru două proiecte. Probabil că vom avea două proiecte pentru asfaltarea de drumuri comunale. În același timp, măsura 313, încurajarea activităților turistice. Am văzut, avem acest proiect în derulare, spre finalizare. Sunt în evaluare încă 4 proiecte pe această măsură, în valoare totală de 400.000 de euro. Sunt 3 agropensiuni și un proiect pentru dezvoltarea unui centru recreațional. Trebuie spus că aceste proiecte pentru construcția sau modernizarea de agropensiuni sunt mai atractive pentru că această cofinanțare este undeva la 15%. Pentru pensiunile turistice, cofinanțarea este de 50% și evident că n-a fost atractivă. De asemenea, avem pe măsura 312, aici vorbim despre înființarea și dezvoltarea de micro-întreprinderi cu activități non-agricole. Avem două proiecte. Sunt curioasă cum a mers asta, pentru că sună suficient de pompos cât să te gândești că n-ai ce face. Și sunt curioasă în ce măsură au fost depuse proiectele și ce s-a vrut să au fost face. Depuse mai multe proiecte, însă din nefericire pentru noi și pentru potențialii beneficiari, au fost 4 proiecte au fost neconforme. De ce? Nu vreau nici să punctez foarte mult acest aspect. Sunt doar 2 proiecte finanțate, sunt contracte de finanțare. Un proiect pentru dezvoltarea unei rețele de infrastructură de cablu și pe internet în comuna Colț și încă un proiect pe achiziție de buldoescavator. Cele 4 proiecte erau legate de achiziția de utilaj agricol, însă această neconformitate n-a fost realizată din simplu fapt că beneficiarii nu erau din teritoriul Gal Valea Buzăului. În schimb, cofinanțarea fiind de 30% pentru aceste activități, 15% erau pentru activități productive, nu a mers foarte bine, de aceea avem sume necheltuite de aproximativ 320.000 de euro și vom încerca în perioada următoare a treia modificare de strategie locală, să ducem banii ăștia către măsuri mai atractive. Probabil cea mai atractivă măsură este 112, revin la această măsură, pentru că instalarea tinerilor fermieri presupune cofinanțare 0%. Deci, practic, tânărul care îndeplinește anumite condiții, care preia o exploatație agricolă, ce trebuie să aibă 6 UDE-uri, adică unități de dezvoltare economică, e o fermă destul de mare, va avea valoarea proiectului la 6 UDE-uri, 12.000 de euro. Pentru fiecare UDE în plus se adaugă încă 4.000 de euro până la maxim 40.000 de euro. El va primi, după semnarea contractului, 60%. Prin planul de afaceri va trebui să îndeplinească niște condiții, să-și propună niște condiții de dezvoltare a acestei exploatații agricole. Să dovedească faptul că merge, trebuie să rulează corect. Practic, el trebuie să dezvolte ferma respectivă, să crească cu 4 UDE-uri. Și ce înseamnă UDE-urile astea și cum se calculează? Există, bineînțeles, o fișă pentru fiecare animal în parte sau cultură agricolă. Ca să dau un exemplu, pentru vaci cu lapte. O vacă cu lapte are 0,088 UDE-uri. Ca să îndeplinească condiția minimă, ar trebui să... 6 UDE-uri de care vorbeați, da, ar trebui să aibă 7 vaci cu lapte. Deci exact. Tânărul să preia o exploatație agricolă, o exploatație zootehnică,
de minim 7 vași cu lapte, ceea ce nu e pentru care ar putea primi în jur de 12.000 de euro, spuneați noastră. Da, exact. Vă întrerup o secundă și întreb pe Marilena, pentru că ea se ocupă de agricultură și a cunoscut, știe, de domeniul agriculturii în ceea ce vorbim noi aici la TV Buzău. Nu că ar fi vreo rușine să faci agricultură în sine. Zi-mi doar frumos pentru un tânăr fermier cum ți se pare să preia o astfel de mini-fermă de la un părinte și să aibă 7, 8, 10 vași cu lapte pentru care să primească, să zicem, 15.000 de euro. Ți se pare că sunt bani suficienți raportându-te la ce ai cunoscut tu financiar în zona asta? Chiar am fost și am vizitat un proiect de succes pe măsura aceasta. Bine, atunci era vorba de albine, de un crescător de albine și pot spune că acolo era vorba de o tradiție de familie. Deci iată că pentru a continua o astfel de afacere e nevoie și să-ți placă. Deci ei acolo având o tradiție în familie, din tată în fiu moșteneau, ca să spun așa, această meserie și a primit de la tatălui, a luat și a accesat un astfel de proiect, a primit bănuți. Într-adevăr, cu bănuții respectivi s-a mai putut dezvolta. Nu a spus nici într-un moment că se va opri aici sau că acei bani au fost... insuficient sau prea... Exact. I-au folosit pentru a se mai dezvolta. Practic despre asta este vorba, despre acești bani, cel puțin din ceea ce am înțeles eu. Te ajută să te mai dezvolți. E încă un pas... Pentru a menține o afacere de, da, de familie. Da, poți să-ți cumperi un utilaj, poți să-ți cumperi animale. Și da, evit... Că nu e o sumă fantastică și nici nu este suma care să te ajută să o iei de la 0,1, să spun așa. Trebuie să o iei de la un procent destul de consistent, să ai vacile, să ai teren, să ai aia, să ai cealaltă. Și doar să mai faci câte ceva, să-ți modernizezi, poate câteva animale în plus sau diferite sisteme, pentru că știm că acum și aici este o problemă. Trebuie să îndeplinite foarte multe norme de igienă, siguranță și așa mai departe. Nu mai e ca pe vremuri când doar creșteai văcuțele acasă, se mulgeau, făceai produsele și puteai face orice cu ele. Nu e foarte ușor de întreținut astfel de fermă. Vorbim în continuare despre proiecte în derulare și despre ce este cel mai... De fapt, avem o pauză pentru că avem un telefon în direct. Alo, bună seara! Bună seara! Bratul mă numesc, Sărâna doamna Ilona. Bună seara! De ce am sunat? Pentru că văd aici Valea Buzăului proiecte pe 2014. Fără. Sunt foarte... E o emisiune interesantă, sunt foarte bune proiectele. Însă, chiar noi, sindicatul, avem o problemă. Sindicatul Învățământului, o problemă. Avem o pensiune la Harsagu, unde a fost înainte tabăra de pionieri. Ei, aș vrea să vă spun că avem mii și mii de probleme care nu se mai termină, costuri enorme din cauza lipsei rețelei de curent electric. Deci dacă nu există această, aproape ca zice, minimă cerință de dezvoltare, de care ar trebui să se, pentru că e scump proiectul. Deci nu mai e curent de la baraj de sus, de la barajul Siriu, până la intrarea în județ, până la Covazna. Deci sunt vreo 15 kilometri. Proiectul costă, deci s-a făcut proiect, costă destul de mult, nu s-au dat bani nici de la guvern, nu există nicio altă posibilitate ca o comună să investească atât de mult, comuna Siriu sau cine mai știe. E, cred că singura soluție ar fi totuși să facă ceva, eu știu, Consiliul Județean, să se facă ceva. Că nu suntem noi singuri acolo, mai sunt oameni, mai sunt pensiuni, s-ar dezvolta turismul, oamenii și-ar face o altă o afacere acolo. Înțeleg unghiul pe care îl trasați dumneavoastră cu privire la această problemă. Știu despre cabana respectivă de la Harțagu că nu beneficiază de curent electric. Domnul Bratu, vă mulțumesc frumos pentru intervenție și în calitate de invitat în platou altă dată și în calitate de... Dar e tema foarte interesantă și... Nu, dar asta am vrut să spun, că poți dezvolta proiecte, dar mai trebuie să fii și ajutat, că nu poți lua chiar de la zero. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Bratu. O seară plăcută vă urez în continuare și vă mulțumesc că ne urmăriți. Domnul Bratu, ce face parte din Sindicatul Învățământului Preuniversitar, cu siguranță noastră în calitate de
de profesoră, probabil că vă cunoașteți, ridică o problemă care cu privire la cabana de la Harțagu, că nu beneficiază de curent electric. Nu ține de, nu e de competența GAL-ului, sub nicio formă. Gândiți-vă că totuși sunt sume relativ mici, nici nu există măsuri pentru așa ceva aici. Probabil că ar fi trebuit, nu știu, așa cum sugera și dumnealui, Consiliul Județean să se ocupe. Da, spuneți-mi un lucru, poate nu mai știu eu foarte bine zona respectivă, de la Siriu spre Harțagu, mă depășește puțin geografic vorbind și am alături doi profesori de geografie. Zona respectivă este până într-un sat, este în continuarea unui sat, adică există și sat aparține acolo. Aparține de localitatea Siriu. Aparține doar de Siriu. Așadar, electrificarea, că ne abate mult de la ce trebuie, electrificarea în zonă ar avea legătură strict cu cabana și nu cu o comunitate întreagă. Rămâne pe lista mea de puncte de interes, aceea lungă, lată și în tot felul. Revin la ceea ce vorbeam mai devreme despre măsurile respective și o să vă rog frumos să continuați să-mi spuneți ce se derulează și ce proiect aveți. După cum aminteam, sunt contractele în derulare, sunt contracte cu valoare de peste 1 milion de euro. De asemenea, în afară de proiectele pe care le-am amintit, avem proiecte de cooperare. Sunt proiecte de cooperare, de ce? Este practic o necesitate de a dezvolta până la urmă și de a realiza echipa tehnică a fiecărui GAL, trebuie să capete o anumită experiență. Și aceste proiecte de cooperare, asta doresc să facă, să-și dezvolte o anumită experiență, dar și în același timp de a dezvolta comunitățile respective pentru a se cunoaște, pentru a realiza, spre exemplu, un târg comun, un târg de produse agricole comun. Noi avem în derulare, deja sunt eligibile aceste proiecte de cooperare. Avem un proiect de cooperare cu încă 3 galuri din județul Buzău și un proiect de cooperare național avem cu 2 galuri din județul Cluj. Din județul Buzău fac parte 3 galuri în acest proiect. Și revenind la apelul lansat, acesta al 7-lea apel lansat, avem această măsură 1.2, măsura 1.2.1, modernizarea exploatațiilor agricole. Este evident că suma nu este foarte mare dacă o obții prin 1.1.2. Minim 12.000, dar maxim 40.000 dacă tânărul preia o exploatație foarte mare. Ceea ce este o sumă, bineînțeles. De asemenea, nu vii cu absolut nimic. Deci tu nu participi cu nicio sumă. Nu trebuie să faci nici credit, nici nimic. Deci doar obligația ta e de a face ceea ce ți-ai propus prin planul de, prin planul de afaceri. 60% primești la început, după aceea există o monitorizare și un control al sumelor respective și primești 40%. Ulterior, poți să dezvolți proiecte mai mari, inclusiv la nivel național sau tot la nivelul galului, pe măsura 1.2.1, unde trebuie să vii cu cofinanțare de 40%, nu te oprește nimeni, așa cum spunea și colega dumneavoastră. Proiectele la nivel național aveau sume cuprinse între câteva sute de mii. Așadar, poate iniția un proiect cu ajutorul galului, un proiect în zona dumneavoastră, de exemplu, primește de la noastră acord, începe proiectul și dacă se descurcă foarte bine, poate accesa la nivel național. Ulterior, cât să-și crească afacerea la nivelul pe care îl dorește, dacă îi ajută Dumnezeu și merge bine și îndeplinește constant toate normele. Asta este un lucru foarte, foarte bun. Per total, am început 2014. Cum se anunță? Vin oamenii cu proiecte, sunt receptivi, vor, au văzut că se poate, pentru că despre asta e vorba. Aveți 2 ani de funcționare, deja încep să se vadă rezultatele din primele proiecte și atunci cred că oamenii au ce să vadă. Există rivalitate așa între localității, ba vreau eu să fac aia, ba vrea celălalt. Nu, noi cred că ne-am făcut o promovare destul de bună în cei 2 ani, deci toate cele 10 localități știu de funcționarea acestui GAL. Cum spunea și noastră la început, în funcție de fiecare localitate, de specific, de nevoile fiecare zone localități, au mers mai bine. Am mers prima dată agropensiunea în Siriu. Acum avem 2 proiecte depuse la GAL pentru agropensiune pe Cislău.
Sunt curios să vedem dacă și zona noastră e potențial turistică. Nu că sunt din Cizlău, dar vreau să vă spun că pe lângă Herghelia, Cizlău și Doamna Neaga, avem mai multe monumente istorice. Vă susțin ce spuneți, că e o zonă de suflet pentru mine, toată valea respectivă, cu toate localitățile. Așa că aveți foarte mare dreptate. Zona e cu mare potențial turistic, ce-i drept. Da, da. Și nu numai Cizău, și Vipereștiu, cu satele aferente lui Șavățu sau Osoaia sau chiar Mâșel. Deci chiar sunt zone pretabile pentru această măsură. Trebuie înființarea agropensiunilor sau pensiunilor turistice. Cătina, la fel, se poate dezvolta din acest punct de vedere. La început, să știți, oamenii au fost reticenți, mai ales la măsurile cu această cofinanțare. Cofinanțare, eram deci convinsă. Asta este problema cea mai... Normal. La un moment dat, acum au apărut, cam de un an de zile, aceste scrisori de, cum ne spune, de garantare bancară. Nu mulți au curajul să le încerce și pe acestea. Noi avem acum în derulare proiecte pe 3.2.2 în cadrul primărilor, dar singura soluție a primărilor este să acceseze aceste scrisori de garanție bancară ca să poată să deruleze, să implementeze proiectele respective. Și vreau să punctez aici, primăria Cizlău are două proiecte în derulare, renovarea Căminului Cultural Cizlău și o achiziție de buldo-excavator pentru situații de urgență. Comuna Siriu are la fel două proiecte pe 3.2.2, o modernizare, chiar construire, modernizare piață agroalimentară și asfaltare drum Cașoc, acolo unde sunt pensiunile, o inițiativă foarte bună da, a domnului foarte, primar de foarte acolo. Bună, foarte da, potrivită. Vipereștiu are achiziționare, domnul Radu Gheorghe de la Cătina, așa, la fel are două proiecte, amenajare piață și o achiziție buldo-excavator. Cum să vă spun? Cam necesități pentru autoritățile locale, pentru comunele din zona respectivă. Da. Pentru că mai avem 30 de secunde. Așa, spuneți-mi per total, ca o concluzie pe seara asta, Gal, Valea Buzăului, ce le transmite celor care vor să se implice în astfel de proiecte? Da, să aibă curajul să acceseze aceste fonduri europene, pentru că acesta este viitorul. Ajută foarte mult pentru dezvoltare locală, dezvoltare regională, aceste fonduri. Chiar dacă nu există cofinanțare, se poate găsi o soluție pentru... Și vreau să, înainte de a încheia, să mulțumesc domnilor primari care ne-au ajutat foarte mult și la înființare. Domnul primar Mitroiu Dumitru la Cizău, deci proiectul a fost pe primăria Cizău, Gal acolo a luat ființă, deci s-a născut, ca să spun așa. Dar am avut în spate toți domnii primari, Cătina, Viperești, Siriu, în sfârșit toți care sunt acolo și în Gal, care ne-au susținut și ne-au, da, ne-au ajutat. Spuneți-mi dacă pe internet vă pot găsi oamenii la vreo adresă să citească, să ia legătura cu dumneavoastră. Avem site-ul Gal Valea Buzăului, www.galvaleabuzaului.ro, e-mail-ul galvaleabuzaului@yahoo.com. Numărul meu de telefon este pe toate, avem panouri, avem... Perfect. Atunci cei care vor să afle mai multe despre cum se pot implica într-un astfel de proiect și care sunt condițiile, vă pot contacta și se pot lămuri. Domnilor, am ajuns la final. Marilena, îți mulțumesc și ție pentru că ești alături de mine și iau las fetele înainte. Domnilor, vă mulțumesc de asemenea și vă urez mult succes și o să ne mai revedem și la alte ediții, cu altă ocazie. Domnilor și domnilor, așa, repejor, vă invit să urmăriți jurnalul de la TV Buzău și apoi emisiunea Patra Putere, prezentată de colegul meu, Mihai. Bună ziua!